2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 și 2. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăuderoși, trufași, hulitori. Și ne vom opri la acest cuvânt, hulitori. În seara asta vom discuta despre hulitori. Vă rugăm să ocupați locurile. Oamenii zilelor din urmă vor fi, printre altele, și hulitori. Încă o dată vreau să spun că noi folosim foarte multe cuvinte din Biblie, mai ales din Noul Testament, și nu facem niciun efort să înțelegem ce vor să spună cuvintele respective. Suntem așa de obișnuiți cu ele, le folosim tot timpul, dar nu pătrundem în esența și în adâncimea semnificațiilor acestor cuvinte. Cuvântul acesta, hulitori, în limba greacă este blasfemoi, care înseamnă calomniatori, hulitori, defăimători, blestemători, oameni care blestemă. Cuvântul acesta vine de la două cuvinte, de la blapto, care înseamnă a răni, a face pagubă, a face rău, și cuvântul feme, care înseamnă a vorbi. Practic, înseamnă că rostești cuvinte ca să rănești pe cineva. Cuvinte care să facă pagubă, care să jignească persoana despre care vorbești. În dicționar, hulitor înseamnă bârfitor, calomniator, clevetitor, defăimător, denigrator, ponegritor. Asta le găsiți în dicționarul explicativ al limbii române. Este persoana care, hulitorul este persoana care hulește, care comite hulă, rostește cuvinte de hulă. Într-un text scris de Vasile Alexandrii, de poet, scria despre jurnaliștii din timpul lui. Și am reținut fraza asta care mi s-a părut foarte interesantă. Zice, n-aveți dreptul de a purta mândrul nume de jurnaliști. Că nu sunteți jurnaliști, dar sunteți niște mișei, pamfletari, niște hulitori publici, ce aduceți discredit presei. Sunteți niște hulitori publici, zicea el. Să știți că boala asta nu este o boală contemporană, de-a lungul istoriei au fost hulitori tot timpul. Cel care s-a luptat enorm de mult cu ei în presa românească a fost Eminescu. Foarte multă lume nu știe că Eminescu a fost, în primul rând, înainte de a fi poet, un ziarist extraordinar, și îl atacau hulitorii și defăimătorii la orice pas. De fapt, el a murit, se pare, din pricina presei, a articolelor pe care el le-a scris, l-a otrăvit establishmentul politic de atunci cu mercur. Să știți că Bibliile românești pe care noi le avem au tradus cuvântul acesta foarte deosebit. De exemplu, cea mai recentă Biblie folosită de Biserica Ortodoxă, cea tradusă de Bartolomeo Anania, precum și Biblia Fidela sau Noua Traducere, folosește blasfemiatori în loc de hulitori, oameni care rostesc blasfemii, care comit blasfemii. Testamentul de la Bălgrad, de la Alba Iulia, este primul testament în limba română, zice blăstămători, oameni care blastămă. Biblia Catolică îi numește defăimători, Biblia de Blaj, aceasta mi s-a părut foarte interesantă, zice Iuda hulitori. Leagă pe hulitor de Iuda, de caracterul Iuda, Iuda hulitori. Și Biblia, pe înțelesul tuturor, pentru că noi români avem și așa ceva, folosește disprețuitori la adresa lui Dumnezeu. Oameni disprețuitori la adresa lui Dumnezeu. Eu vă sfătuiesc, dacă aveți ocazii, uitați-vă la un anumit verset în mai multe traduceri ale Bibliei în limba română și o să găsiți o bogăție semantică extraordinară. Cuvântul acesta apare de 35 de ori în Noul Testament, în 14 cărți și 8 scriitori. Deci este destul de folosit în Noul Testament.
Dar haideți să vedem folosirea acestui cuvânt. În primul rând, înseamnă hulă împotriva lui Dumnezeu sau blasfemie, cuvinte urâte la adresa lui Dumnezeu. Primul lucru care trebuie să-l spunem aici este că a fost cea mai mare învinuire pe care marii preoți au adus-o lui Hristos. L-au acuzat de blasfemie, l-au acuzat de hulă împotriva lui Dumnezeu. Iată ce spune Matei, capitolul 26, versetele 63-65. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Mesia. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: a hulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Era imposibil pentru mintea evreului să înțeleagă că Dumnezeu are un fiu. Ei știau, Dumnezeu este unic, au fost învățați în toată istoria asta. Și conceptul de trinitate pentru mintea evreului era o erezie întreagă. De aceea l-au declarat pe Domnul un hulitor, unul care comite crima cea mai mare, nu? De a rosti o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. În al doilea rând, Apostolul Pavel vorbește despre perioada sa precreștină și în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 12-13, depune mărturie și spune așa: mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. El folosește trei cuvinte aici foarte mari: hulitor, deci cel care comitea blasfemie împotriva lui Hristos, așa, îi prigonea pe creștini și își bătea joc de creștini și de Hristos. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință, zice el. Este mărturia care Apostolul Pavel o depune despre sine, despre perioada sa precreștină. Primul martir, Ștefan, când au fost aduse învinuirile împotriva lui, în Fapte 6:11, ni se spune următoarele cuvinte: atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Deci l-am auzit noi, vin acești martori și spun că ei l-au auzit pe Pavel, pe Ștefan, că a rostit cuvinte de hulă la adresa lui Dumnezeu. Pe baza acestor doi martori, mă gândesc că erau doi, dacă nu mai mulți, acestor oameni de nimic, omul acesta deosebit a fost omorât cu pietre. A fost, de fapt, primul martir al creștinismului. În Vechiul Testament găsim din nou un caz surprinzător, uciderea lui Nabot. Nabot este un tip oarecare din poporul lui Dumnezeu, are o vie excepțională pe care pune ochii împăratul. Ahab este un împărat mai rău decât orice alt împărat care l-a avut Israel până atunci, avea și o nevastă din afară, era o idolatră, Izabela, și a pus ochii pe via lui ăsta care era aproape, probabil, de castelul lui, de reședința lui regală. Și ăsta s-a gândit că ar face o grădină de zarzavaturi foarte bună în locul viei lui Nabot. Și Nabot l-a refuzat pentru că a spus: via asta este moștenire de la părinți, eu nu pot să o vând. De fapt, evreii aveau o mare reticență să vândă pământul. Pentru că ei aveau din moștenirea lor că pământul nu e a oamenilor, e a lui Dumnezeu. Și l-ai primit de la Dumnezeu și trebuie să-l transmiți următoarei generații, nu să-l înstrăinezi
din familia ta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic, că întotdeauna se găsesc oameni de nimic, așa, s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa împotriva lui și au spus așa, înaintea poporului, împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Noi l-am auzit cum a blestemat pe împăratul și pe Dumnezeu. L-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit bietul om și, bineînțeles, i-au luat via pe urmă. Izabela a zis, mai împărate, tu nu prea te pricepi la aranjamente din astea, lasă pe mine. Și femeia asta idolatră, din afara poporului lui Dumnezeu, extrem de coruptă, a ucis acest om extraordinar și i-a luat proprietatea. Găsim apoi în Cartea Apocalipsei, pe Anticrist, fiara Apocalipsei, care are nume de hulă pe coarnele ei, pe capetele ei și rostește hule împotriva lui Dumnezeu. Apocalipsa 13:1, cuvântul Domnului spune așa: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete nume de hulă. Avea nume de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Deci ne putem aștepta ca vremurile sfârșitului să fie, de fapt, foarte colorate de această influență satanică de batjocură la adresa lui Dumnezeu și de blasfemie. În poruncile Vechiului Testament, în porunca a treia, avem spus foarte clar să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Prin hulă, prin blasfemie, prin cuvinte necugetate, noi putem să luăm numele lui Dumnezeu în deșert. Cum o fac oamenii? În primul rând, prin înjurături. Sudalma, mai ales aia românească. Țin minte că am venit într-o noapte, locuiam la Arad, am venit noaptea târziu de la biserică împreună cu soția și printre blocurile acelea întunecoase, nu ardeau luminile în stradă, era pe vremea lui Ceaușescu, venea în fața noastră, l-am văzut de la distanță, un bețiv. Cum știam că e bețiv pentru că nu umbla în linie dreaptă. Dar când a fost în fața noastră la câțiva metri, s-a oprit și a început să-l blasteme pe Dumnezeu în niște înjurături din alea cum eu n-am auzit niciodată în viața mea până atunci. Mi-am dat seama că în fața mea era diavolul. În omul ăsta vorbea diavolul din omul acela. De unde să știe ăsta cine suntem noi și de unde venim, nu? Dar diavolul care îl stăpânea pe bețivul ăla știa foarte bine de unde venim. Atunci m-am îngrozit de cuvintele acelea de hulă, ale înjurăturilor acestea românești. Să știți că în România a pornit această mișcare extraordinară, Oastea Domnului, în Biserica Ortodoxă Română, care a fost, de fapt, un război declarat împotriva băuturii și sudalmei și a înjurăturii. Românii au fost chemați la oaste să lupte împotriva acestor două mari păcate. Mișcarea aceasta a pornit de la Iosif Trifa, un preot, pe urmă a fost scriitor, a publicat foarte multe reviste. Iosif Trifa, într-o noapte de Revelion din 1923, în, mă rog, camera lui, a auzit cum vin acasă bețivii de la petreceri, cântând, lălăind și mai ales înjurând. Atunci s-a îngrozit de aceste două mari păcate ale neamului nostru românesc și atunci Duhul lui Dumnezeu i-a revelat această idee de a lansa o mișcare națională împotriva băuturii și sudalmei. Așa a pornit Oastea Domnului. Veniți să facem o intrare creștinească în anul nou, cu hotărâre și întovărășire de luptă împotriva sudalmei și beției.
scria el imediat într-un articol pe care l-a publicat. Creștinilor, veniți să scoatem din casa noastră, din traiul nostru și al vecinilor noștri aceste două mari păcate care ne pierd sufletul și neamul nostru, beția și sudalma. Nici una dintre mișcările creștine care au cuprins neamul nostru n-au avut așa mare efect ca și mișcarea aceasta oastea Domnului. Au tipărit o revistă care se chema Iisus Biruitorul, care efectiv a inundat toate satele românești. Orice român care putea să citească primea revista aceasta gratuit și mii, sute de mii de români s-au înscris la oaste. Era un angajament ca în armată. Te înscriai la oaste, la în armată, te duci să lupți împotriva doi dușmani care erau sudalma și beția. În istoria românească a mai existat înainte de oastea Domnului, încă din 1650-1716, între anii aceștia a trăit Antim Invireanu, un om extraordinar care în cartea sa Didahiile predica la Duminica Vameșului, cuvânt de învățătură, scria următoarele cuvinte și am să vă citesc, să vedeți ce spunea omul acesta. Ce neam înjură ca noi de lege, de cruce, de cuminicătură, de morți, de comandare, de lumânare, de suflet, de mormânt, de colivă, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie și de toate tainele Sfintei Biserici și ne ocărâm și ne batjocorim noi înșine legea. Cine din păgâni face aceasta sau cine măscărește legea ca noi? Oare nu înjurăm cu toate acestea pre Dumnezeu? Oare nu ocărâm cu acestea poruncile Lui? Este unul dintre textele zguduitoare care vorbesc despre moștenirea noastră românească în domeniul ăsta, blasfemie, a înjurăturii. Eu am venit în America, din România, de pe șantierele de construcție ale României, unde înjurăturile și blestemele erau ca și bună ziua. Am venit și am uitat de ele. Am uitat ani de zile. Și mai ales că nu știam bine engleza, am crezut că nici americanii sunt așa de sfinți, omul ăștia nu înjură absolut deloc. Ăștia nu sunt așa corupți ca noi românii. Până într-o zi, vecinul meu spune, mă, pruncul tău ăla al doilea înjură. Doamne ferește, cum se înjură? Folosea F-word. Și am făcut eu prima dată cunoștință cu înjurăturile americane. Ei, am avut un episod dramatic de întâlnire cu păcătosul ăsta. L-am luat la mine în birou, am închis ușa și am spus, uite, eu am auzit că tu înjuri și uite ce cuvinte murdare folosești. Știi că ăsta e păcat înaintea lui Dumnezeu și e urât de tot și eu trebuie să te pedepsesc. Câte curele trebuie să-ți dau? Și am scos cureaua de la pantaloni. Și spre mirarea mea, ăsta a zis 7. 7 curele. 7 curele am dat. A început să plângă, bineînțeles. Atunci ne-am pus în genunchi amândoi și ne-am rugat. Nu l-am auzit niciodată în viața mea rugându-se ca atunci. Să știți că bătuți noi ne rugăm foarte bine. După care am zis, nu ieșim de aici, stăm până ne trece să nu ne vadă el alți ce s-a întâmplat, nu spunem la nimeni, dar de azi înainte nu mai înjure, așa e, da, nu mai înjure. I-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a iertat, mi-a iertat familia și nu o să ne pedepsească pentru abaterea asta. Am stat acolo vreo oră împreună, am ieșit afară și copilul ăsta n-a mai înjurat niciodată din momentul ăla. Ascultați-mă, faceți ceva și luptați împotriva acestor flageluri, acestor păcate formidabile, mai ales în jurătura. Uneori am auzit români înjură în engleză, pentru că
În engleză nu e așa important ca în românește, nu? De aia și când ne cerem iertare, zicem tot în engleză, I'm sorry, că în românește, te rog să mă ierți, e foarte greu, așa e? E foarte greu. Haideți să vedem, aici vreau să vă spun că hula împotriva lui Dumnezeu era pedepsită cu moartea în Vechiul Testament. Cine va blestema numele Domnului va fi pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre, să fie străin, fie băștinaș, să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Aici aș vrea să fac o mică pauză și să vă spun că noi, ca și creștini, ca și pentecostali, putem să luăm foarte ușor numele Domnului în deșert. Și să vă spun numai câteva lucruri. Nu vreau să supăr pe nimeni, Doamne ferește, dar vreau să vă atrag atenția că suntem în mare pericol. În primul rând, luăm numele Domnului în deșert când îl folosim în înjurături. Uneori zicem că în jurături așa, oh my God, nu? Dar punem numele lui Dumnezeu lângă cine știe ce prostie, lângă cine știe ce alt lucru care îl dezonorează pe Dumnezeu să îi folosim numele în contextul respectiv. În al doilea rând, când folosim numele lui pentru profitul nostru personal, în jurăminte, jurăm că așa a fost, nu? Și n-a fost așa. Jurăm și folosim numele lui Dumnezeu înaintea Domnului, spun, și minț și înaintea oamenilor și înaintea Domnului. Îl dezonorez pe Domnul în felul ăsta. În al treilea rând, când folosim numele lui Dumnezeu, să intimidăm pe alții, să intimidăm. Cât de spiritual suntem noi, Dumnezeu ne vorbește în numele lui Dumnezeu, să-i speriem pe oameni cu numele lui Dumnezeu. Sau când folosim jargoane religioase pentru a impresiona. Și aici aproape toți suntem vinovați. Venim la amvon și spune, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc nu știu ce psalm. Domnul e bun și nu te face de râs, pentru că dacă ar vrea, ar putea să spune, mă băiete, nu eu am umblat la psalmul ăla, tu ai umblat la el, tu l-ai ales, ok? Nu mai folosiți frazele astea care sună așa pocăiește și spirituale, dar de cele mai multe ori nu sunt adevărate. Feriți-vă să le folosiți. Domnul mi-a spus, Domnul m-a pus, Domnul m-a îndemnat. Nu puneți pe seama Domnului faptele și deciziile dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe. Să vorbim puțin despre păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt. Contextul în care Domnul introduce ideea aceasta, că toate păcatele pot să fie iertate, în afară de unul singur care este hula împotriva Duhului Sfânt, pentru că Domnul scoate draci, face niște exorcisme în timpul acela și evreii spun, păi ăsta scoate draci cu șeful dracilor, cu Belzebub, cu șeful cel mare al iadului. Deci hula oamenilor și hula care este când pui pe seama dracilor ceea ce face Dumnezeu. Trebuie să avem foarte mare grijă când auzim o prorocie sau cine știe, eu știu ce, alte lucrare, așa, să nu ne grăbim să punem pe seama dracilor ceea ce face Dumnezeu. Dar nici să punem pe seama lui Dumnezeu ceea ce fac dracii, nu? Sau oamenii. Se pare că păcatul cel mai des aici este. Așa vorbește Domnul și tu știi bine că e ideea ta, nu-i deloc de la Domnul. Ți-a venit ție că vrei tu să pui la punct pe cineva. Vorbește în numele Domnului și Domnul nu are nimic de spus. Îți asumi o
responsabilitate care nu e a ta. Omul care blasfemiază este omul care spune bine lui rău și răului bine. Haideți să vedem câteva versete, de exemplu Luca 12 cu 10, unde Domnul Iisus spune: și oricui va vorbi împotriva Fiului Omului se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Acum, versetele astea, și o să mai citesc vreo două, sunt considerate unele dintre cele mai dificil de interpretat din Noul Testament. Sunt o serie de teologi care au dezbateri secole la rând în legătură cu versetele astea. Pentru că dacă eu și Tatăl și Duhul Sfânt una suntem, cum spune Domnul Iisus, nu? Atunci, cum faci deosebirea între prezența lui Hristos și a Duhului Sfânt? Împotriva lui Hristos ai voie să zici rele? Poți să comiți blasfemie? Nu cred. Vechiul Testament condamnă blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Cine rostea cuvinte urâte la adresa lui Dumnezeu era omorât cu pietre. Deci ar trebui să ținem cont de unitatea celor trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și să nu ne grăbim la a judeca, pentru că s-ar putea ca Duhul Sfânt să fie permanent prezent și să comitem erori. Iată ce spunea Domnul în Marcu, capitolul 3, versetul 28-30. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Spuneau despre Domnul Iisus Hristos că era stăpânit de un duh necurat. Acum, și Duhul Sfânt era prezent în lucrarea Domnului și Domnul, ca Fiul lui Dumnezeu, era prezent, nu? Cum faci distinția aici? De aceea n-ar trebui să ne culcăm pe laurii aceștia, că noi putem spune cuvinte urâte la adresa lui Hristos și a lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic, numai să nu zicem ceva de Duhul Sfânt. Iisus, Tatăl și Duhul Sfânt sunt una. N-ar trebui deloc să ne grăbim să rostim cuvinte necuvincioase la adresa Lui. Dar defăimarea nu este numai în cele sfinte, ci putem vorbi de rău și îl putem defăima și pe aproapele nostru. Putem comite hulă împotriva semenilor noștri. Și este tot un păcat condamnat de Domnul. Iată câteva locuri și aici de foarte multe ori suntem și noi vinovați că sărim cu gura imediat împotriva liderilor politici și chiar cei religioși. Acum de când cu scandalurile astea din România am fost îngrozit să aud și să văd chiar surori de ale noastre care au, eu știu, programe speciale, video în care îi afurisesc pe toți păstorii, iau la rând pe toți. Nu m-am pantofilul ăia să nu fii. Imediat sărim cu gura împotriva liderilor politici atunci când ne deranjează, nu? Și eu sunt vinovat că mai zic ceva de Biden câteodată. Dar toți suntem vinovați la acest capitol. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru 2, 10, 11. Ca niște îndrăzneți și încăpăținați ce sunt, oamenii din vremea din urmă, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile. Pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. În altă parte, ni se spune că un arhanghel, când s-a luptat cu Satana, i-a spus, mustră-te, Domnul, cu toate că ar fi avut ocazia să spună lucruri cumplite despre Satana. Da? A fost politicos până când și cu diavolul.
oamenii lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu nu comit acest păcat al defăimării. Calomnia și vorbirea de rău. Iertați-mă, dar una dintre bolile noastre naționale, aș putea zice așa, este că nu numai că ne înjurăm unii pe alții, așa cum zicea Ivirianu până la 1600 și ceva, dar și ne vorbim de rău unul pe celălalt. În Eclesiastul, capitolul 7, versetul 22, spunea: nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Deci, vezi-ți de treabă, nu băga în seamă toate bârfele care sunt. În Roman 3:14 ni se spune, să citesc Iacov 3:8-9 despre limba noastră, limba omului. Zice: cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni. Limba noastră, nu? Care nu poate fi stăpânită. În Romani 3:14, oamenii păcatului, spune cuvântul lui Dumnezeu, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Oamenii păcatului. Ar trebui să avem grijă de blestem și de înjurătură. Omul rău, spune cuvântul lui Dumnezeu, gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri. Și sub limbă are răutate și fără de lege. Apoi există un alt păcat, este jurământul mincinos, nu? Jurământul mincinos. Știți că există o poruncă, porunca numărul 9, care spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu depui mărturie neadevărată despre aproapele tău. Fiecare dintre noi am avut de suferit din pricina unor oameni care au depus mărturii strâmbe despre noi. Iată ce spune Iacov, capitolul 5, versetul 12, despre jurământul nostru. Zice: mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun astfel de jurământ, ci da-l vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. În Leviticul 19:12 din Vechiul Testament spune: să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Să nu folosești numele lui Dumnezeu în declarațiile tale false. Domnul martor, așa a fost. Nu folosi lucrul ăsta niciodată. Mai există un fel de hulă despre care am uitat să menționez, este hula și blestemarea părinților. Știți că există niște porunci extrem de aspre din partea lui Dumnezeu pentru cei care rostesc cuvinte nesăbuite la adresa propriilor părinți. În Leviticul, capitolul 20, versetul 9, spune așa: dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. A blestemat pe tatăl său sau pe mama sa, sângele lui se cadă asupra lui. Îi o poruncă vechi testamentală extrem de aspră și o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru cei care blestemă pe părinți. Pentru cei care își blestemă semenii, Psalmul 109, versetul 17, este un verset extraordinar de interesant. Zice așa: îi place blestemul? Să cadă asupra lui. Nu îi place binecuvântarea? Să n-aibă, să se depărteze de el. Wow! Observați? Dacă îți place blestemul, o să ai parte de el. Dacă nu îți place binecuvântarea, o să se depărteze de tine. Vreau să închei cu
câteva afirmații, câteva versete. Dumnezeu pedepsește pe hulitor. Hulitorul este pedepsit de Dumnezeu. Omul fără prihană nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Știți foarte bine Psalmul 15 cu versetul 3. Acesta nu clevetește, nu bârfește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Nu aruncă o cară. A arunca o cară înseamnă tot arunca blasfemia, a face rău, a vorbi de rău pe cineva. Omul ăsta nu face așa ceva. În Psalmul 1, versetul 1, spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, pe cei care își bat joc de alții. Există un cuvânt în profeți, nu mi-aduc aminte exact unde acum, dar vorbește despre cei care batjocoresc, îi numește Biblia secături batjocoritoare. Secătură batjocoritoare. Cu alte cuvinte, omul ăla nu are prea multe la cap, are un cap sec, că își bate joc de alții. Nu este dovadă de înțelepciune că tu îți bați joc de alții. Absolut deloc. Este dovadă de cap sec. Dumnezeu îi pedepsește pe batjocoritori. Psalmul 59, versetul 12. Gura lor păcătuiește de fiecare vorbă, la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prinde în ei însuși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni. Wow, ce verset tulburător! În Isaia, capitolul 8, versetul 21-22, spune despre soarta batjocoritorului, despre soarta hulitorului. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând. Și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Observați, când o să fie foame, o să hulească pe conducători și pe Dumnezeu. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată că nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întunericul beznă, în întuneric beznă. Omul care batjocorește, care sfidează, care hulește pe împăratul și pe Dumnezeu, aceasta este soarta lui, spune omului Dumnezeu. Un ultim verset. Hulitorii și batjocoritorii, așa cum spunea și Pavel Apostolul, sunt oamenii zilelor de pe urmă. Sunt oameni ai zilelor de pe urmă. Iată un verset pe care îl spune altcineva decât Apostolul Pavel, este Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, hulitori, care vor trăi după poftele lor, spune Apostolul Petru. Trăim vremurile din urmă. Media socială este pur și simplu asaltată de tot felul de hulitori care hulesc credința noastră, care hulesc pe Dumnezeu, Biblia. Zilele trecute, unul dintre frații, un prieten de-a meu, mi-a trimis o postare din aceasta pe Facebook, pe care a primit-o și el. Cineva punea o întrebare extrem de dură la adresa lui Dumnezeu. Logica era simplă, spune așa: de unde până unde, cine a asistat la discuția lui Dumnezeu cu următoarele persoane? Și ne dă o listă în care în Sfânta Scriptură apare dialogul lui Dumnezeu cu o serie de persoane din Biblie. Și cine a asistat să poate dovedi că dialogul a fost? I-am scris înapoi la șmecherul ăla și am spus: domnule, dumneatale, ai așa o părere
micuță despre Dumnezeu, l-ai băgat pe Dumnezeu în cutiuța îngustă a minții dumneatale. Dumnezeu nu are nevoie de martori, nu? El este tot știutor. Nu avea nevoie de martor să vină cu un martor că a asistat cineva când el a vorbit cu Iov, de exemplu, nu? Nu, Dumnezeu nu are nevoie de asta. Și Dumnezeu nu uită, El ține minte, El este inteligența supremă, nu? Dar când ai o părere din asta îngustă despre Dumnezeu, pui asemenea întrebări absurde, prostești. Și o serie de oameni care citesc asemenea lucruri sunt derutați de asemenea întrebări stupide, nu? Și își pun întrebări dacă nu cumva credința lor este greșită, nu? Că, uite, a dat peste unul foarte deștept care lămurește lucrurile. Trăim în mijlocul unor oameni care hulesc credința noastră și vor huli și vor batjocori credința noastră pe zi ce trece tot mai mult. De la ziare, televiziuni, bloguri și vloguri și YouTube-uri și tot ce vreți, așa, oamenii astăzi se ridică împotriva lui Dumnezeu și comit blasfemii peste blasfemii. Zilele trecute m-am îngrozit de ceva care n-am știut că există până atunci. Produc și videoclip, adică PowerPoint-ul ăsta, imaginile, și întotdeauna am caut câte o imagine sugestivă pentru ceea ce vreau să spun. Dacă ați folosit vreodată Pinterest.com, am folosit de data asta și am pus blasfemie. Nu mi-am dat seama până acum că există o artă a blasfemiei. Există artiști care produc materiale pline de blasfemii. Nu vă puteți da seama cât de cumplite lucruri pictează, desenează acești artiști ai diavolului, ai iadului, împotriva lui Hristos, împotriva lui Dumnezeu, a lucrurilor sfinte, a bisericii, a cruce, tot ce vreți. Este ceva îngrozitor. Nu mi-am dat seama că există o asemenea artă a blasfemiei. Dar se hrănește din ea biserica satanei, sataniștii, necredincioșii zilelor noastre, care cred că sunt cool dacă poartă tricouri cu desenele alea îngrozitoare, nu? Care își bat joc de credință și de Dumnezeu. Vremurile pe care noi le trăim sunt foarte grele, cumplite, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, și într-asemenea vremuri cumplite trăiesc acești batjocoritori care astăzi sunt foarte la modă, foarte apreciați, canalele de televiziune, mai ales acelea publice, care sunt din media generală, așa, pentru toată lumea, îi promovează pe acești batjocoritori la orice pas. Să știm să ne ferim și să ne ferim mintea de asemenea gunoaie și să rămânem credincioși Domnului. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara asta, pentru harul care ne l-a dat și pentru rugăciunile care ne le-a ascultat în această seară. Să ne rugăm!